Medicii de familie se tem să mai dea concedii medicale chiar și în cazuri grave. Medicii spun că au de-a face cu controle peste controle, iar amenzile curg. Casele județene de sănătate au efectuat mii de verificări, iar numai în 2023 au fost date amenzi în valoare totală de 530.000 de lei. Medicii spun că nu-i deranjează controlele, dar se plâng de lipsa unor reglementări și spun că sunt prinși la mijloc. În aceeași situație și pacienții. Discutăm mai multe cu Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Bună seara, vă mulțumesc, doamna doctor! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim această problemă. Vă rog. Este o chestiune de birocrație. Aici e vorba de o ordonanță care reglementează concediile medicale și care a fost schimbată de foarte multe ori în ultimii 5 ani, mai ales din cauza pandemiei. Brusc și dintr-o dată au început aceste statistici care măsoară numărul de zile de concedii, omițând faptul că am trecut printr-o pandemie în care au fost extrem de multe reguli schimbate. Dacă amintim numai de acele concedii de câte 14 zile date pentru carantină, pentru oameni care nu aveau absolut niciun simptom. La ora actuală ne confruntăm din nou cu un val de controle. Dar ceea ce este neplăcut pentru noi este nu numai faptul că ne iau din timpul de cabinet, dar este faptul că ei se controlează de fapt chestiunile birocratice. Suntem controlați și amendați pentru adeverințe de salariat care nu sunt conforme, pentru rubricile care nu sunt completate corect, bifele care nu sunt puse unde trebuie, dar nimeni nu caută fondul problemei. Vorbim de pacienți care lipsesc pentru că sunt bolnavi și nimeni n-a căutat să vadă de ce sunt oamenii ăștia atât de bolnavi. Suntem în val COVID de o lună de zile, de o lună și jumătate, de confruntăm cu sute de cazuri, sunt raportate mii de cazuri în fiecare săptămână și toată lumea se miră că există concedii medicale. Sunt oameni în toată firea care fac febră și frisoane și e normal să stea acasă pentru că nu pot să muncească. Sau nu se caută alte cauze pentru care pacienții au nevoie de concedii medicale. Nimeni nu se întreabă de ce toți cei care lucrează, de exemplu șoferi, tot timpul sunt bolnavezi de hernii de disc sau sunt cei care lucrează în spații care nu sunt corespunzătoare și tot timpul sunt răciți sau sunt afectați de aerul condiționat sau temperatura prea rece. Sunt niște chestiuni care trebuie controlate puțin mai în profunzime și nu cred că e cazul să ne uităm doar pe numărul de concedii medicale. Nu mi se pare relevant dacă nu căutăm cauza acestora. Da, sunt doctorii mai reticenți acum în a acorda concedii medicale pacienților? Există problema asta? Sau pacienții poate mai reticenți să ceară concedii medicale când se simt rău? În primul rând că pacienții nu trebuie să ceară zile de concediu medical. Medicul decide dacă pacientul trebuie să stea în concediu acasă. Mi s-a întâmplat să rog pacienții să stea acasă, că sunt bolnavi și îmi dau seama că nu pot să se ducă la serviciu și ei refuză din cauza angajatorilor care le solicită să vină și să nu lipsească. Există și reversul medaliei cu angajatori care îi trimit să ia concedii de la noi pentru că ceva nu funcționează sau nu au comenzi sau mai știu eu ce. Nu cred că medicii se tem să nu dea concedii pacienților bolnavi. Cred că mai tare se tem de aceste controle, pentru că amenziile sunt uriașe. Vorbim de amenzi care pornesc de la 11.000, 15.000 de lei pentru un control, pentru un medic, ceea ce este dărâmător pentru cabinetele noastre. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor! Cu drag!